Numărul mic de pacienți care apelează la una dintre cele mai moderne metode de diagnosticare a cancerului aduce economii casei de asigurări din Neamț. Pare greu de căzut, dar faptul că cei doi furnizori ai acestui serviciu medical se află în București și în Brașov descurajează bolnavii să apeleze la ei, fie pentru că nu sunt corect informați, fie din cauza costurilor pe care le implică drumul. Și asta în ciuda faptului că diagnosticarea este decontată de casa de asigurări. Există într-adevăr niște economii pe radiologie. Acest lucru se datorează faptului că avem doi furnizori, unul în Brașov și unul în București, care oferind servicii care nu se pot, care nu există la vreun, nu le oferă vreun furnizor din județul Neamț, au intrat în contract cu Casa Neamț. Este vorba de acele scintigrafii. Acești doi furnizori, așa cum am mai spus, unul din București și unul din Brașov, oferă aceste investigații de scintigrafie și având și o aparatură foarte performantă, practic obțin un punctaj foarte mare, astfel că intrând în contract cu noi și valoarea lor de contract este una destul de consistentă. Problema este că nu prea sunt asigurați din județul Neamț care merg să facă această scintigrafie la cei doi furnizori, respectiv la București și la Brașov, astfel că cei doi furnizori nu își ating valoarea de contract, practic sunt luni în care raportează zero cazuri, practic noi rămânem blocați cu această sumă, valoarea de contract pe fiecare dintre ei, rămânem blocați cu aceste sume. La trimestrializare, în schimb, aceste sume, dacă nu sunt consumate, se împart între furnizorii din județul Neamț. Cu ajutorul acestui aparat, cancerul poate fi detectat de la primele celule afectate, cu 4-5 ani înainte ca boala să poată fi pusă în evidență de un tomograf sau un RMN. Scintigrafia face parte din medicina nucleară, care oferă metode revoluționare de diagnosticare prin vizualizarea întregului corp și prin detectarea afecțiunilor încă de la debutul lor. Această tehnică nu înlocuiește, ci este complementară celorlalte tehnici imagistice, cum ar fi ecografia, computerul tomograf sau RMN. Cu ajutorul unui aparat numit scintigraf se poate realiza explorarea non-invazivă a organelor interne. Procedeul constă în introducerea în interiorul corpului a unei surse de radiații pentru depistarea mai multor afecțiuni. Scintigraful folosit la Brașov, de exemplu, este de ultimă generație și poate investiga patologie foarte diferită din endocrinologie, cardiologie, oncologie sau neurologie. În mod normal, un examen scintigrafic costă între 200 și 300 de lei. Pacientul nu are nevoie de pregătire specială pentru această investigație. Substanța introdusă în organism nu antrenează somnolență sau stări de rău. Pacientul poate să-și reia toate activitățile imediat după efectuarea examenului.